Au fost instruiți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din comunele prahovene, mâine venind rândul orașelor din județ. Aceștia au fost instruiți cu privire la procedura care trebuie aplicată din momentul în care vor intra în posesia buletinelor de vot până în momentul în care le vor preda înapoi către biroul electoral județean. Astăzi și mâine, biroul electoral de circumscripție 31 Prahova organizează instruirea președinților și locțitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza județului Prahova. În cadrul acestei instruiri vom stabili în mod detaliat procedura care trebuie parcursă, începând cu data de 7 decembrie, când se vor preda buletinele de vot, și până la momentul la care biroul electoral ale secțiilor de votare întocmesc procesele verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor și se prezintă cu ele la biroul electoral de circumscripție în vederea validării. Totodată, președinții secțiilor de votare au primit telefoane și liste cu toți membrii biroului electoral, astfel încât vor putea comunica în perioada alegerilor. Biroul electoral de circumscripție comunică președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare procesele verbale de investire a acestor birouri, în cuprinsul cărora sunt indicați toți membrii fiecărui birou electoral al secției de votare și datele de contact ale acestora. Practic, președinții în acest fel vor putea să ia legătura cu toți membrii biroului din care vor face parte. Prefectura Prahova și biroul electoral județean au intrat pe ultima sută de metri în ceea ce privește pregătirile pentru alegerile parlamentare din data de 9 decembrie.